Hola, hola dragilor și bine v-am regăsit la un nou video! După cum bine puteți vedea și din titlu, astăzi vorbim despre noua mea postură sau despre noul meu job, mai exact despre cum este să fiu prezentator TV. Și am să fac cumva apel la memorie, să mă gândesc exact, dar cel mai sigur o să vă las la finalul acestui videoclip un scurt video în care o să vă arăt exact când a fost prima postare a producătorului emisiunii, în care el anunța faptul că vom avea o colaborare. Știu exact că a fost în toamna lui 2017, dar nu mai rețin dacă a fost la începutul lui noiembrie, sfârșitul lui octombrie, undeva pe acolo oricum. Așadar, totul s-a întâmplat într-o zi când mi-a scris pe Facebook și mi-a spus că apreciază foarte mult dicția mea, felul în care mă prezint, mi-a verificat pagina de Facebook, tot ce ține de mine, a văzut că postările sunt calitative, că am o conduită în concordanță cu scopul emisiunii și a televiziunii dânsului. Așadar, mi-a propus să facem împreună o emisiune. Văzând că sunt foarte pasionată de fashion și de beauty, mi-a zis să mergem pe treaba aceasta. Am făcut cumva structura primei emisiuni, ne-am gândit la tot conceptul emisiunii și am zis, ok, ne vedem săptămâna viitoare, punem toate detaliile și facem o scurtă filmare în care vedem exact cam cum mă descurc, după care mergem propriu-zis. Dânsul avea o colaborare cu un salon și acolo trebuia să se întâmple propriu-zis prima emisiune. Doar că de când am vorbit și până când trebuia să ne întâlnim, mama a avut cel mai grav atac vascular cerebral și a decedat. Așadar, fiind cuprinsă de nebunia din perioada aceea, am și uitat să-l anunț pe om și când m-a sunat, am zis, ok, cade tot, pentru că mama a decedat și eu eram pur și simplu pierdută, undeva între pământ și cer. Așadar, omul a înțeles și pur și simplu nu m-a mai contactat, a căutat pe altcineva și și-a refăcut toată grila de programe. M-a lăsat chipurile să îmi revin și anul acesta, fix în 22 iunie, m-a sunat din nou. Hei, Iasmin, am o nouă emisiune pentru tine, super, super pe placul tău va fi, în direct, o să mai ai o colegă ca și prezentator și o să fie super fain. Și eu eram cea de genul, ok, mă duc să mă mărit și vorbim mâine. Eram fix în drum spre casa căsătorilor. Ulterior am discutat în zilele următoare și mi-am dat seama că nu coincide programul meu cu o emisiune în direct de 2 ore. Așadar, cel puțin pentru momentul acela a trebuit să spun pas. Și acum din nou a venit cu încă o propunere la care nu am putut să spun nu. Și, Doamne ajută, nu mai există niciun eveniment, nici nefericit, nici fericit, care să mă împiedice, și anume o emisiune dedicată copiilor și părinților în general sau viitorilor părinți. Dar cumva este o emisiune de cultură generală care se adresează oricui, am spus în special părinților și aparținătorilor copiilor. Dar este o emisiune din care poți afla informații utile cu care fie că ai copii, fie că știi pe cineva care are copii, fie că vrei tu să știi mai multe. Deci cumva tot te poți ajuta de aceste informații. Așadar, emisiunea se numește Lumea copiilor de la A la Z și mi-am făcut eu cumva în minte iarăși structura emisiunilor, ca în prima ediție să vorbim cu un ginecolog, în cea de-a doua cu un pediatru, apoi cu un nutriționist, apoi cu un educator, învățător, profesor, cu mai mulți profesori din diferite domenii, muzică, sport. Să vorbim cu oameni care au făcut ceva, adică cu tineri care sunt foarte pasionați de dans, de muzică, de sport, care au avut cumva toată viața lor înconjurată de disciplină, de calitate, de învățat, dar care viața a fost și presărată cu momente amuzante, cumva nu și-au pierdut neapărat copilăria. Și mi-ar plăcea să dăm astfel de exemple, mi-ar plăcea să vorbesc cu unii dintre profesorii de la mine, de la facultate, de la psihologie, căci avem atât de multe de vorbit despre logopedie, despre bolile care apar în copilărie, despre când să mergem la psiholog cu un copil, despre ce facem când noi adulții suntem în prag de divorț și cum reușim să explicăm copilului această ruptură, căci până la urmă este o ruptură. și cumva subiectele sunt infinite, dar întotdeauna mă bazez și pe voi și vă rog chiar și aici, în comentarii, să-mi lăsați subiecte care v-ar interesa sau care știți că i-ar putea interesa pe ceilalți. Cum vrei să discuți cu adolescentul despre, nu știu, interzicerea consumului de droguri? Cum vrei să vorbești despre tutun, despre abandonul școlar? Și v-am spus, subiectele sunt infinite, trebuie doar să ne fie cumva atrase asupra noastră. Și dacă tot v-am întrebat pe Instagram dacă vă doriți să vă povestesc cum s-a întâmplat totul, mi-am zis să fac un video scurt despre lucrul acesta și mă bucur că ați fost interesați, pentru că de acum încolo, în februarie și martie, îmi doresc să pun așa mai mult accent pe partea de beauty, să vă vorbesc despre rutina mea de îngrijire a părului. Am văzut că foarte multe dintre voi îmi apreciați părul, mai ales atunci când este întins. Și da, când este proaspăt spălat, este super hidratat și de aceea are luciul acela atât de natural și atât de pur. Cam acesta este secretul. Și bineînțeles, perea rotativă de la Babyliss. Dar mult mai multe despre păr, despre ten, despre machiaj, despre pensule, cum le curățăm și așa mai departe. Cred că ar trebui să vorbim în videoclipurile următoare, căci se pune cumva accent așa în luna iubirii și în luna mărțișorului pe tot ce ține de frumusețe, de cum ne îmbrăcăm, nu știu, ce facem de Valentine's Day, ce facem de 1 martie, de 8 martie. Așadar vreau să fac așa câte un video. Eu le văd pe toate ca fiind file de jurnal și pe care le împărtășesc cu voi, din care voi extrageți exact ce informație aveți nevoie. Și acum o să vă las în descriere emisiunea la care am fost invitată în vară și pe care mulți dintre voi ați văzut-o deja. Exact ediția în care am fost eu invitată, în emisiunea pe care cumva trebuia să o prezint. Acolo am vorbit, bineînțeles, despre logopedie, căci nu puteam vorbi despre altceva. Și o să vă las și linkul primei mele emisiuni. Din păcate, și în emisiune, și în acest videoclip, vocea este aceasta, pentru că am nasul 100% înfundat, sunt cumva pe gata cu răceala și cu gripa, dar nu puteam să nu mă aliniez trendului, nu-i așa? Că toată lumea în jurul meu este răcită și copiii strănută în proximitatea mea, tușesc și așa mai departe și n-am cum să rămân atât de imună. Așadar, asta avem, cu asta defilăm, iar pe parcurs sper ca lucrurile să se îmbunătățească și... da, să ne auzim cu mult mai multe informații, dar nu uitați că tot în acest videoclip, adică în descrierea lui, o să vă las link spre giveaway-ul acestei luni. Avem o paletă absolut superbă de la Fenty Beauty by Rihanna și exact așa cum spunea cineva într-un comentariu, cum să nu-ți dorește această paletă? Cine nu-și dorește această paletă? Așadar, o am pentru voi. Nu ezitați să vă înscrieți și o să aflați de acolo ce trebuie să faceți la fiecare videoclip ca să puteți cumva să aveți așa mai multe șanse de câștig. Și pentru că nu vreau să mă lungesc foarte mult, vreau să vă las să vedeți ora de emisiune, care este absolut delicioasă și super informațională și nu știu dacă o să se uite, dar doar așa, pentru sufletul meu, aș vrea să-i mulțumesc încă o dată domnului doctor primar Bogdan Cioată, pentru că a acceptat să vină la o oră în care poate dânsul avea cu totul și cu totul alte întâlniri și alte programări, dar și-a rupt din timp și a acceptat să vină și să împărtășească cu noi. Mi-a plăcut să aflu despre dânsul că este membru pro-viață, adică nu acceptă să facă avorturi doar dacă ele sunt necesare, adică pur și simplu tu ai rămas însărcinată și nu ți-ai dat seama și vrei să renunți la sarcină. Ei, dânsul este unul dintre puținii doctori care refuză treaba asta, pentru că el merge mult mai mult pe ideea de precauție și nu de a curma o viață până la urmă. Dar noi nu suntem aici să judecăm pe nimeni și nu judecăm alegerea nimănui. Doar am vrut să punctez așa ce mi-a plăcut foarte mult la domnul doctor și faptul că a fost super deschis și super... m-am simțit eu bine cu un invitat care la rândul lui sper și cred că s-a simțit bine. Închei aici, vă las acum imediat un scurt video de câteva secunde ca să vedeți postarea despre care vă vorbeam cu vechiul nas, nu-i așa? și mai jos în descriere vă las linkurile și chiar vă invit să vedeți această emisiune. Cu siguranță veți avea de învățat măcar 1-2 lucruri, fie că ați născut deja, fie că urmează să nașteți, fie că vă doriți o sarcină. Sau poate că aveți pe cineva în proximitatea voastră care este însărcinat. Mulțumesc mult de tot că îmi sunteți alături, mulțumesc pentru comentarii, pentru mesaje, pentru like-uri, căci nu-i așa și ele mă ajută foarte, foarte mult și, în general, pentru toată susținerea voastră. Vă pup cu drag și ne vedem și pe Instagram. Iasmina Loredana Groza. Zi frumoasă să aveți! Pa, pa!